și ecranul și mergem la treabă. Deci suntem la seminar 12 de analiză 1, grupa este 312. Și vreau să discutăm acum despre formula Gauss-Ostrogradsky. Formula Gauss-Ostrogradsky. Care se scrie, cum vedeți aici, chiar dacă nu înțelegeți scrisul meu urât, vedeți aici cum se scrie. Această formulă se mai numește formula flux-divergență, pentru că o să vedeți, ea convertește o integrală care calculează fluxul într-o integrală dintr-o divergență. Deci, ea ne permite să convertim o integrală de suprafață, integrală de suprafață de speța a doua, într-o integrală triplă. Și așa cum ați văzut data trecută, integrala de suprafață de speța a doua calculează fluxuri ale unor câmpuri vectoriale și se va transforma într-o integrală triplă dintr-o divergență în felul următor. O să fac ca la Green-Riemann. Vă scriu formula și apoi decidem împreună care sunt condițiile de aplicare doar uitându-ne pe formulă. Deci această formulă zice așa: hai să spunem fie V un câmp vectorial PQR, pe care putem să scriem așa: P ori I plus Q ori J plus R ori K, unde P, Q și R sunt funcții definite pe R la a treia cu valori în R. Lui P îi putem asocia în mod canonic, adică nu e nevoie de teoremă specială sau ceva, pur și simplu se asociază 1 la 1 o doi formă diferențială omega, P de Y de Z plus Q de Z de X plus R de X de Y, astfel încât integrala de suprafață poate fi scrisă ori în felul acesta, integrală pe sigma din omega, ori în felul acesta, integrală pe sigma din V punct N de sigma. Și forma aceasta este pentru flux. Vă amintiți că asta calculează fluxul prin suprafața sigma al câmpului vectorial V. Iar Gauss-Ostrogradsky ne zice că asta este egal cu o integrală triplă pe interiorul lui sigma din divergența lui V de X de Y de Z. În caz că nu vă amintiți, da, asta vă zic acum. În caz că nu vă amintiți, mă întreba Felicia când am început capitolul de analiză multidimensională, la ce o să folosim gradient, divergență, rotor, ce am învățat la momentul respectiv. Și am spus că o să vină un moment și iată că a venit și am mai avut și un rotor ascuns pe aici, pe acolo, dar acest simbol de aici se citește nabla, NABLA, și se face ca un triunghi cu vârful în jos. Și el înseamnă, de fapt, asta l-am întâlnit când am vorbit despre gradient. Asta înseamnă acest vector de la dx, de la dy, de la dz. Și, de fapt, noi aici facem un produs scalar, pentru că nabla punct v, ăsta pe care îl vedeți aici, înseamnă, de fapt, acest produs scalar de la dx, de la dy, de la dz, cu v-ul care este pe QR. Și produsul scalar știm de la algebră că înseamnă dp la dx plus dq la dy plus dr la dz. Dr la dz. Iar dacă nu vreți să scrieți așa, atenție, dacă ați înțeles că e produs scalar, este obligatoriu să puneți acest punct. Pentru că dacă scriu așa, am întâlnit, repet, când am început capitolul de analiză multidimensională, ăsta este gradientul lui V și este cu totul altceva. De asemenea, mai există produs vectorial care se numește rotorul lui V și din nou este altceva. Deci asta e o mică paranteză. Pe noi ne interesează divergența pe care o vedeți aici și pe care, dacă nu vreți să o notați așa, puteți să o notați mai pe românește div de V. Mai pe românește și în același timp internațional. Deci găsiți în felul acesta și în cărțile străine, la toți cei trei operatori, singura diferență este că rotorul, dacă vreau să-l scriu în cuvinte, în engleză este curl, de la cârlionți, deci de la buclă, ca să spun așa. Ok, asta e o mică paranteză. Deci, revenim la ce am scris aici. Formula Gauss-Ostrogradsky îmi spune că dacă vreau să calculez fluxul
printr-o anumită suprafață, dintr-un câmp vectorial, este același lucru ca și cum aș calcula o integrală triplă pe interiorul suprafeței respective, dar nu din câmp, ci din divergența câmpului. Asta e motivul pentru care formula se numește flux divergență. Și din formula pe care o aveți și aici, cu derivatele parțiale scrise în forma asta simplificată pe x plus qy plus rz, deducem că avem următoarele condiții de aplicare. Aplicare. Bineînțeles, mai întâi vrem ca sigma să fie închisă, ca să existe interiorul lui sigma. Și ca și la Gauss-Ostrogradsky, vrem ca PQR să fie definite în orice punct din interiorul lui sigma și mai vrem ca PQR să fie de clasă cel puțin C1 pe interiorul lui sigma. Sunt exact aceleași condiții ca la Green-Riemann, doar că acum ne referim la dimensiune superioară. Ok. Ca și la Green-Riemann, dacă nu se specifică, deci dacă exercițiul nu zice în cerință calculați folosind Gauss-Ostrogradsky, puteți să calculați cum doriți voi integrala de suprafață care s-ar da. Hai să luăm un exemplu în care se poate aplica Gauss-Ostrogradsky foarte simplu. Și de fapt, cam despre asta este vorba. O să vedeți și într-un exemplu de la examen. Atunci când se poate aplica Gauss-Ostrogradsky, divergența, deci integrala triplă la care se ajunge aici, este foarte, foarte, foarte simplă. Deci, ca și la Green-Riemann, de fapt, dacă este să o aplicăm, vrem să obținem ceva mult mai ușor de calculat. Hai să luăm un exemplu. Nu e neapărat din exerciții, o să iau apoi un exemplu dintr-un exercițiu de examen. Să spunem că luăm acest câmp vectorial V să fie 2x, 3z pătrat și minus 2z plus z pătrat. Pot să-i asociez o 2 formă diferențială, pot să scriu cu i, j, k, dar eu prefer să o las așa, deci ăsta este, P, ăsta este Q, ăsta este R. Și avem suprafața care să spunem că este o sferă, x pătrat plus y pătrat plus z pătrat egal cu 4 și nu mai avem altă restricție. Și cerința, dacă vreți să vedeți cum ar arăta, să spunem în cuvinte, zice așa, calculați fluxul câmpului V de mai sus prin fața exterioară a suprafeței sigma. Și uneori se mai adaugă această precizare cu normala orientată la exterior. Asta este normala orientată la exterior, este varianta, să spun așa, clasică, deci în care nu trebuie să facem anumite modificări. Dacă normala era orientată la interior, calculul nostru are semnul schimbat. Despre ce este vorba? Avem o sferă care este centrată în origine și are raza 2. Deci să spunem ceva de genul acesta. Aici avem 2. Și normala orientată la exterior înseamnă că din toată sfera asta ies săgeți care sunt perpendiculare pe suprafața sferei. Deci peste tot avem normala ceva de genul ăsta orientată la exterior. Avem acest câmp vectorial care determină, dacă vreți, o cantitate fizică, un câmp magnetic, un câmp gravitațional, un ce vreți voi. Puteți să folosiți codul pe care vi l-a arătat Robert și Eduard data trecută pentru a vizualiza acest câmp. Există suficiente unelte pe computer care vă ajută să faceți chestia asta. Dar ideea este că noi plasăm, imaginați-vă că sfera asta, să spunem, este alcătuită din ceva metal și se plasează într-un câmp electromagnetic în care inducția sau diversi parametri ai câmpului sunt dați de aceste formule de aici. Și vrem să calculăm fluxul, adică cumva efectul, să spun așa, al câmpului asupra acestei suprafețe cu normala orientată la exterior. Repet, dacă normala este orientată la exterior, este varianta normală, pentru că, de fapt, asta înseamnă că, imaginați-vă că aici am o bucată din sferă și vreau să consider normala la suprafață. Păi, ca să fac normala, trebuie să am tangenta, deci consider un plan tangent
în vecinătatea punctului respectiv, duc o perpendiculară pe planul tangent și perpendiculara pe planul tangent va fi perpendiculară pe sferă. Și normal că asta vine către exterior, dacă vrei să pui perpendiculara pe planul tangent. Dacă mergem în direcția cealaltă, deci dacă cumva se zicea cu normala orientată la interior, atunci ceea ce calculam noi avea semn schimbat și era cu minus. Asta e o precizare, așa ca să știți la ce ne folosesc aceste observații în cerință. Ok. Acum, asta e un exemplu banal în care se potrivește Gauss-Ostrogradsky. Deci, listăm condițiile. Condițiile pentru Gauss-Ostrogradsky, apropo, la examen, fie că aplicați Gauss-Ostrogradsky, fie că aplicați Green-Riemann, specificați de ce aveți voie să faceți asta. Și hai să vedem. Sigma este închisă. Banal pentru că e sferă. PQR sunt definite și de clasă chiar C infinit pe R la a treia, pentru că sunt funcții elementare. Deci nu avem de demonstrat nimic, asta e pur și simplu ceva foarte imediat. Pe QR sunt acestea, 2x, 3z pătrat și minus 2z plus z pătrat. Deci sunt funcții elementare. Deci rezultă, putem aplica Gauss-Ostrogradsky. Și hai să facem asta. Avem câmpul V, care am zis că este 2x, 3z pătrat și minus 2z plus z pătrat. Să zicem că notez ăsta pe ăsta Q, ăsta R. Calculez divergența. Dacă mă pregătesc să calculez cu Gauss-Ostrogradsky, îmi fac calculul divergenței separat. Și este dp la dx plus dq la dy plus dr la dz. Care face? Dp la dx este 2, dq la dy este 0, dr la dz înseamnă minus 2 plus 2z. Reducem 2 cu minus 2 și asta face 2z. Repet, acesta este un exemplu tipic de Gauss-Ostrogradsky. Când merge, divergența dă ceva foarte, foarte simplu. Ok, și atunci, fluxul din Gauss-Ostrogradsky rezultă că fluxul prin suprafața sigma al câmpului V este integrală triplă pe interiorul lui sigma din divergența care este 2z de x de y de z. Cine este interiorul lui sigma? Este x pătrat plus y pătrat plus z pătrat mai mic sau egal cu 4. Deci este vorba despre o sferă plină, cu tot cu interior. Și ca să calculăm această integrală, de aici deja este foarte simplu, se pot aplica coordonate sferice, care sunt echivalentul coordonatelor polare în dimensiune superioară și pe care le aveți listate aici la lecția despre integrale triple. Acestea sunt coordonatele sferice. Și avem x egal cu r sin theta cos phi, y egal cu r sin theta sin phi și z este egal cu r cos theta. Iacobianul acestei transformări, dacă mi-amintesc corect, este r pătrat sin theta. Pun aici un mic semn de întrebare, că nu mai știu exact. Trebuie calculat acest determinant, calcul pe care nu-l mai fac acum, că e foarte simplu. Iar domeniul este r theta phi, aparține intervalului, în cazul nostru, 0,2. Produs cartezian cu 0pi, produs cartezian cu 0,2pi. Unul dintre unghiuri, așa cum vedeți aici, este între 0 și pi, în cazul nostru teta, acesta de aici, care ne dă coordonata, practic ne spune la ce, cât de aproape suntem de pol, polul nord și polul sud, pe când unghiul fi pe care îl vedeți aici este de la 0 la 2pi, pentru că descrie ecuatorul. Iar acesta descrie niște meridiane, dacă vreți. Ok. Bun. Și atunci, facem calculul. Fluxul prin sigma al lui V este această integrală de aici din 2z, care înseamnă integrală de la 0 la 2, integrală de la 0 la pi, integrală de la 0 la 2pi. 2z înseamnă 2r cos theta. Înmulțit cu Iacobianul, care este r pătrat sin theta de phi de theta de R. N-avem phi,
Deci ne dă un 2π în față și rămâne integrala de la 0 la 2, integrala de la 0 la π din 2r la 3a sin teta cos teta. Cos teta de teta de r. Și calculul acesta nu-l mai fac, îl las să-l faceți voi pentru că e o integrală foarte simplă. 2 sin teta cos teta este sinus de 2 teta, se integrează foarte ușor. Ok, ăsta e un exemplu tipic de Gauss-Ostrogradsky, practic am mers așa, linie dreaptă, să spunem. Întrebări, comentarii? Ok. Atunci, haideți să vedem un caz special de Gauss-Ostrogradsky, pentru că, așa cum vă amintiți, la Green-Riemann v-am arătat acele situații când nu se poate aplica și aveam odată un caz când nu se poate aplica, dar o păcălim noi și totuși închidem domeniul, și un caz în care nu se poate aplica și asta este, trebuie să recurgem la definiție. În cazul în care formula nu se poate aplica și la revedere, mă rog, e clar, adică uitați, haideți să luăm cazuri speciale de Gauss-Ostrogradsky. Avem un caz când nu se poate aplica. Cu greu numim ăsta caz de Gauss-Ostrogradsky din moment ce nu se poate aplica, dar mă rog, în felul ăsta vă amintesc de situația de la Green-Riemann. Deci să spunem că luăm un câmp vectorial V care să fie x supra x pătrat plus y pătrat, y supra x pătrat plus y pătrat și z supra x pătrat plus y pătrat. Și suprafața sigma, să spunem că este x pătrat plus y pătrat plus z pătrat este egal cu 1. Și vă amintiți, asta nu suportă Gauss-Ostrogradsky deoarece PQR, deci PQR, nu sunt definite în toate punctele de forma 0, 0, Z. Și slavă Domnului, avem o groază în interiorul lui sigma, deci înseamnă că nu putem aplica Gauss-Ostrogradsky și atunci calculez cu definiția. Când spun calculez cu definiția, mă refer la una dintre cele două variante pe care le aveți aici, adică formulele acestea care folosesc iacobienii și scriem o doi formă diferențială asociată, sau formulele acestea de aici în care calculăm vectorii tangenți și vectorul normal via parametrizarea sferei pe care o vedeți aici. Deci asta e un calcul pe care l-am făcut data trecută, nu mai fac acum. Nu putem aplica Gauss-Ostrogradsky și nici nu avem ce să-i facem. Deci nu putem să schimbăm domeniul, pentru că dacă am schimbat domeniul, am calculat altceva. Ok. Întrebări, comentarii? Ok. Dacă nu, atunci, uite... Un exemplu în care nu se poate aplica în primă fază, dar se poate petici, ca să spun așa. Deci se aplică, dar cu modificarea, hai să zic ce modificare, să fiu mai concret, cu închiderea domeniului. Și avem acest exemplu de la un examen de acum 2 ani, exercițiu 4 de aici. Deci avem acest câmp vectorial x plus z pătrat, y plus z pătrat și minus 2z și avem suprafața sigma x pătrat plus y pătrat plus z pătrat egal cu 1, z mai mare sau egal cu 0. Și se cere calculați fluxul prin sigma al lui V. Problema care este... Coeficienții, componentele acestea PQR sunt definite, sunt de clasă C infinit pentru că sunt funcții elementare. Problema este că ce avem noi aici, x pătrat plus y pătrat plus z pătrat egal cu 1, z mai mare sau egal cu 0, e un castron cu gura în jos, anume emisfera superioară
Aici suntem la Z egal cu 0. Avem aici cercul bază care este de rază 1 și domeniul este acesta de aici. Deci suprafața noastră sigma este acesta de aici. Aceasta de aici. Acest domeniu nu este închis pentru că, așa cum vedeți, în partea de jos nu are capac. Deci bifăm condițiile, avem PQR definite și de clasă chiar ce infinit pe interiorul lui sigma, pentru că sunt funcții elementare. Dar sigma nu este închisă. Și atunci, ca să o închidem, trebuie să-i punem noi acest capac de aici. Deci, o să definesc în plus acest disc de aici, pe care să zicem că îl notez cu D, de la disc, și zic așa, definesc D dat prin X pătrat plus Y pătrat este egal cu 1 și Z egal 0, care este exact capacul de care aveam nevoie aici, și A mare, să zicem că este sigma reunit cu D. A mare este închisă, bineînțeles că pe ea se aplică această observație de aici, deci adaug faptul că PQR sunt definite și de clasă C infinit pe interiorul lui sigma, deci și pe interiorul lui A, și rezultă că pot aplica Gauss-Ostrogradsky, dar pe A mare. Dumitru? X pătrat plus Y pătrat egal cu 1, asta nu înseamnă doar cercul, dar dacă trebuie să-i punem capac, n-ar trebui să fie mai mic sau egal cu 1. Ba da, ai dreptate, mulțumesc. Da, observație foarte bună, mulțumesc. Deci este vorba de discul, că de-aia l-am și notat cu D, am zis mai devreme că e disc, dar l-am scris ca pe un cerc. Deci X pătrat plus Y pătrat mai mic sau egal cu 1, situat la înălțimea Z egal cu 0. Are dreptate colegul vostru, mulțumesc. Deci putem aplica Gauss-Ostrogradsky pe A și atunci înseamnă, din proprietățile de aditivitate ale integralei de suprafață, înseamnă că integrală pe A mare din V punct N de sigma o să fie integrală pe D mare din V punct N de sigma plus integrală pe sigma din V punct N de sigma. Deci, practic, integrala noastră se sparge în felul acesta. Pasta o fac cu Gauss-Ostrogradsky, pasta o fac cu definiția, n-am de ales, pentru că este vorba de o integrală pe un disc, iar asta este ceea ce vreau să aflu. Deci rezultă că ceea ce vreau eu este ăsta minus ăsta. Acum, din fericire, așa cum spuneam mai devreme, divergența câmpului V se calculează de P la DX plus de Q la de Y plus de R la de Z, și pentru câmpul acesta de aici înseamnă 1 plus 1 minus 2 egal cu 0. Deci exact ce vă spuneam. Atunci când merge Gauss-Ostrogradsky e foarte, foarte simplu, ceea ce înseamnă că ăsta de aici este 0. Și atunci rezultă că ceea ce voiam eu să calculez, fluxul prin sigma al lui V, rămâne minus integrală pe D din V punct N de sigma. Iar asta se face cu definiția, folosind o parametrizare mult mai simplă decât cele pe care le vedeți aici. Deci folosim parametrizarea lui D de forma aceasta. Avem nevoie de un X mare și un Y și un Z scrise în funcție de două variabile. Și putem să folosim, de exemplu, formulele pe care le vedeți aici. O să vedeți de ce, că e destul de vizuală treaba. Deoarece este vorba despre un disc, o să folosesc coordonatele polare, R și teta. Deci aici o să zic R cos teta sau R cos T, R sin T și 0. Cu R-ul de la 0 la 1, T-ul de la 0 la pi, la 2 pi, pardon. Și atunci, deoarece Z-ul este 0, toate liniile care conțin derivatele lui Z vor fi 0 din acești iacobieni. Deci automat acești doi iacobieni care conțin derivatele lui Z vor fi 0. Și atunci nu mai rămâne decât acesta de aici. Deci rezultă
integrală pe sigma, nu pe sigma, pe d, din v.n de sigma, sau de fapt, apropo, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă vreți, puteți să folosiți această formulă de aici, cu vectorii tangenți. Și derivatele în raport cu R și T ale lui Z vor fi 0, evident. Deci când avem de calculat derivata lui Z în raport cu R și T, o să ne dea 0, ceva foarte ușor. Deci V.N de sigma ăsta, putem să-l calculăm cu formula de aici și practic ceea ce ne rămâne va fi integrală dublă pe un domeniu pe care se zice că îl notez cu D de mână, așa, și ne rămâne din chestia asta. Să zicem că notez această parametrizare cu phi din R compus cu phi ori iacobianul XY supra iacobianul RT de R de T. Și asta este. Iar asta se calculează destul de ușor. Dacă nu, dacă sunteți de acord, o să sar calculul ăsta și R-ul nostru e minus 2z, phi ne spune că ăsta este 0, de fapt ce să mai? Asta face pur și simplu 0. Pentru că avem R compus cu phi, iar R era fix 2z. Și atunci z-ul este 0, deci rezultă că această integrală este 0. Și atunci, după toată chinuiala, rezultă în fine că fluxul prin, v, prin sigma a lui v face și el 0. Ok. Întrebări, comentarii? Bun, și ca să mai exersați, aveți ceva asemănător la subiectul de restanță, anume acesta de aici, unde aveți o sferă de rază radical din 5, de data asta luăm emisfera inferioară. De data aceasta, divergența o să ne dea 2 plus 2 plus 2, deci face 6. Nu mai face 0 ca mai devreme și situația este exact la fel. Puteți să exersați în felul acesta. Și apropo de subiectele de examen, vă spun ce v-am spus și data trecută. Țineți cont de faptul că anul trecut și acum 2 ani, deoarece examenele au fost date față în față, împărțirea materiei a fost un pic diferită. Deci eu v-am pus aceste subiecte de examen aici, dar luați-le așa, nu neapărat motamo, pentru că, de exemplu, exercițiul precum 1 ați dat la testul 2, și nu cred că va mai fi la examen, întrebați-l pe domnul profesor dumnealui, decide materia, dar eu sunt aproape sigur că nu veți avea așa ceva la examen. Asta este o integrală beta banală, asta este un volum cu o integrală triplă foarte simplă și având GeoGebra la îndemână se face imediat. Exercițiul 4 doar ce l-am făcut, iar aria lui Viviani și legea lui Gauss sunt subiecte semi-teoretice pe care domnul profesor le-a inclus pentru studenții anilor trecuți pentru că erau practic în curs. Eu intenționat nu am inclus aceste lucruri la seminar pentru că știam că le face domnul profesor la curs, dar în cazul de față e aproape imposibil să vă dea așa ceva la examen pentru că dacă s-a făcut la curs, deschideți cursul și copiați de acolo. Adică nu e nicio surpriză. La fel, legea lui Gauss o găsiți rezolvată cap-coadă în cartea domnului profesor, deci nu e absolut nicio treabă să vă dea așa ceva la examen. Iar la restanță, așa cum v-am zis, cred, data trecută, nu vă doresc, dar pur și simplu să știți. Dacă se ajunge la chestia asta, veți da un singur examen în septembrie din toată materia. Se șterge tot ce ați făcut pe parcursul semestrului. Deci, punctaje de parțial, seminar, etc. se egalează cu 0 și dați un singur examen și nota pe care o luați în examenul respectiv este nota voastră care se trece în carnet. Deci, un examen de 100 de puncte sau de 10 puncte. Iar cel de acum 2 ani este cel pe care îl vedeți aici, care vă trece prin toată materia, așa cum se vede. Bun. Eu mi-am încheiat placa. Dacă aveți întrebări, comentarii, vă rog. Prima stop la examen.
Ați făcut la curs? Da. În ultimii 4 ani n-a dat niciodată, deci aș tinde să cred că nu. Și variațiile în ultimii 4 ani nu au fost foarte mari, deci nu e ca și cum e o set de subiecte random și să alege fiecare an ce se dă, ce nu se dă. Nu, sunt chestii standard, adică nu cred, adică aproape sigur nu o să aveți Stokes, pentru că vă obligă, dacă ați avea Stokes, v-ar obliga să calculați o integrală de suprafață cu definiția. Și asta nu s-a întâmplat niciodată. Deci atunci când se dă integrală de suprafață, se face cu Gauss-Ostrogradsky direct sau forțat. Asta e răspunsul meu. Altă întrebare? Ok, hai să facem așa. Colegul vostru, Guțeleac, e pe aici? Da. Așa. Ok, deci o să-ți dau prioritate să-ți prezinți proiectul software, pentru că la 5 ți se activează testul pe Moodle, da? Da, am văzut, da. Ok, și deci îți prezinți tu proiectul software, după care continuăm cu Elena și Paul și, mă rog, ce mai avem de făcut. Deci, te rog. Ok, mulțumesc. Sper că se vede. Da, se vede. O să te las să-ți povestești ce ai de povestit. O să intervin doar dacă spui prostii sau la sfârșit. Așa, bine. Deci am ales capitolul cu derivate parțiale. Deci am definit funcția aici și am scris că ne propunem să studiem valori sale extreme, adică să găsim minimum și maximum, considerând că funcția este definită, derivabilă și continuă pe tot domeniul de definiție. Așa, am importat din SymPy tot, am importat și asta pentru afișare, pentru a mă convinge că e bine ce am scris. Le-am făcut pe X și Y simboluri și le-am dat valori reale. Aici am scris funcția. Așa, am calculat derivata în baza după x și după y, le-am afișat. Așa, acum am rezolvat sistemul de ecuații dat de anularea derivatelor parțiale de ordinul 1, din care aflăm punctele critice care este posibil să fie de extrem. Astfel am rezolvat sistemul ăsta și mi-a dat x egal 0, y egal 0, x egal 2 și y egal 2. Așa. Aici am calculat derivatele de ordinul al doilea. Așa, și le-am afișat. Mi-a dat astfel. Aici am construit matricea hessiană. Mi-a dat astfel. Am calculat I2 și așa. Aici devine mai complicat un pic. Așa, am definit lista în care să includ toate soluțiile, am calculat polinomul, întâi matricea, pentru că am format matricea și pentru fiecare ecuație am substituit variabilele x și y cu valorile lor aflate mai sus, deci cu valorile lor aflate aici. Așa, parcurgându-le pe rând, de aia am făcut și un for. Așa, am calculat polinomul după formulă, mi-a dat astfel, determinantul și l-am afișat. Apoi am calculat determinantul și mi-a dat soluțiile astea. Așa. Și am printat la sfârșit lista, adică cu soluțiile, și mi-a dat astfel. Aici am scris toate condițiile, adică luat din document, și mi-a dat astfel. Și cam atât. Adică dacă sunt ceva întrebări, sunt disponibil. Ok, mai întâi să dăm prioritate colegilor. Deci, colegii, dacă aveți ceva de comentat sau de întrebat, vă rog. Ok. Eduard? Da, fix aici vreau să întreb ce faci al doilea for. Forul ăsta? Da. Așa, deci forul ăsta l-am făcut pentru că când creezi soluțiile în primul for, și în forul ăsta,
E probabil ca pentru un anumit punct AI să aibă o soluție dublă, de exemplu lambda pătrat egal 0. De aici rezultă că lambda egal 0. În acest caz, în lista mea, se va adăuga doar 0, dar eu am nevoie de o pereche. Așa că am creat un for în care am identificat acest caz și dacă l-am găsit, îl forțează să-i facă o pereche de numere. Și astfel, din lista de soluții, nu va apărea doar 0, ci perechea 0, 0. Așa. Și aici am mai calculat, am comentat asta, dacă în nevoie de demonstrație, vă arăt. Nu, e ok. Da. Eduard, presupun că ești lămurit, da? Da. Da. Alte întrebări, comentarii? Am eu un comentariu, anume că nu-mi place că n-ai făcut și o parte de vizualizare, că tu ai făcut calculul pas cu pas, dar vă spusesem că mi-ar plăcea să apară și graficul funcției, eventual interactiv, sau măcar să plasezi punctele pe el. Adică, spre deosebire de colegii tăi care au avut și o componentă vizuală, la tine nu o găsesc. Ah, ok. Da. Restul e ok, adică e rezolvat standard, te-ai ocupat de, ai folosit bibliotecile care erau de folosit, ai dat explicații suficiente, în rest e în regulă. Asta e comentariul meu că, din punct de vedere didactic, să spun așa, ar fi fost un pic mai util să avem și o componentă vizuală, dar e ok. Bine. Colegii, mai sunt alte întrebări, comentarii? În regulă, mulțumim, Vlad. Mulțumesc. Hai să facem un vot democratic. Deci acum mai sunt doar prezentării. O să vreau mai întâi pe Elena și Paul să ne arate exercițiile ca să terminăm cu partea asta strict de matematică, să spun așa, după care mai vedem proiectele pe care le avem de văzut. Deci, Vlad, repet, la ora 5 se activează testul, ai 50 de minute fără penalizare și apoi 10 minute cu penalizare, da? Da, ok. Nu-ți mai dau alte indicații, știi cum s-a întâmplat la testul inițial, rămâi conectat pe Teams, dacă sunt probleme ne spui, după ce aplaudezi, la revedere, ok? Da, mulțumesc. Ok, cu plăcere. Așa, și ziceam, pentru că mai sunt doar aceste prezentări și ne apropiem de pauză, vă supun la vot dacă luăm sau nu pauză. Dacă nu luăm pauză, aproape sigur ce să mai terminăm înainte de vreme, pentru că mai sunt doar prezentările colegilor voștri. Dacă luăm pauză, posibil să ne întindem până la și 40, ceva de genul ăsta. Deci, cine nu vrea pauză, mânuța sus. Ok, aveți majoritate, deci continuăm cu prezentările. Elena, te rog. Hai să facem, ca să nu ne suprapunem peste Paul, deci mai arată-le o dată pe care le-ai rezolvat și, Paul, dacă e vreunul pe care l-ai făcut și tu, te rog să ne spui. Nu, că ne-am vorbit cu perfect. El când ne perfect. Pregătisem atunci. Perfect. Deci, și am făcut exerciții diferite. Prezint unul așa și unul și acesta? Da, te rog, pentru că sunt din capitole diferite, așa că te rog. Da, ok. Deci aici trebuia să calculăm integrala aceasta și în funcție de, dându-ne seama ce tip de ecuație e. Și văzând aici că era de sub 1 plus, m-am gândit că este ecuația aceasta beta și l-am înlocuit pe x la a treia cu y, am aflat cât este de x, adică am derivat odată și am aflat cât este de x, iar apoi am înlocuit în integrală pe dx cu cât ne-a dat aici și pe și de desubt pe x la a treia plus 1 cu cu 1 plus y, că era x la a treia. Și calculând am aflat că parametrii ecuației beta sunt 1 pe 3 și 2 pe 3. Da, e ok. Adică e un exercițiu standard în care dacă primiți așa ceva la examen, că ați văzut că la examenul de acum 2 ani s-a dat ceva cu 1 spre x la 4 plus 1,
care se face aproape identic. Sugestia mea este să mai continuați aici folosind formula aceea de conversie de la beta la gamma, formula 2 de acolo, pentru că 2 pe 3 plus 1 pe 3 face 1. Și atunci îți dă gamma de 1 pe 3 mulți cu gamma de 2 pe 3 supra gamma de 1. Și dacă nu v-a dat valorile pentru gamma de 1 pe 3 și gamma de 2 pe 3, exercițiul se oprește aici. Dacă vi le-a dat domnul profesor la curs, le și înlocuiți, adică să obținem ceva numeric, să spun așa. Da, deci mai aveai, să zicem, un 5% pentru calculul ăsta. Da. Ok, iar aici am ales un subpunct de la Edi, acesta, unde ne dădeau ei cât este x în funcție de t, y în funcție de t, am făcut derivatele fiecăruia și după aia trebuie să calculez integrala folosind formula aceea de f de x, y, z aici, ori radical din suma acestor derivatelor lor la pătrat. Și calculând suma derivatelor la pătrat, am văzut că ne dă aici t plus 1 la pătrat, și dispărea radicalul și apoi dacă deschideam parantezele ne dădea o integrală simplă cu t la 11 pe 2 și calculând-o am ajuns la rezultatul final, 32 radical din 2 pe 63. Da. Dacă ar fi să fiu răutăcios, aș zice te-ai chinuit mult la tema asta, nu? Făcusem și eu, să fiu sincer acum, făcusem exercițiile și le pusesem într-un folder. Am făcut curățenie la calculator și am șters niște lucruri și au dispărut toate și când le căutam acum să vi le arăt că făcusem tot exercițiul și așa, nu le-am mai găsit, așa că acum că m-am rugat să ne mai lăsați puțin, am făcut asta repede. Am înțeles. Pentru că aici făcusem tot exercițiul acela prima dată când ne zis să prezentăm, iar acum l-am făcut pe cel care știam cel mai repede să scriu. Am înțeles, deci restul temei ți-a mâncat o cățelul. Da, nu, e ok, e ok, nu, adică fac și eu mișto, dar nu, adică te-ai preocupat, nu, adică, cum să zic, sper că a fost clar pentru toată lumea încă de la prima noastră întâlnire, că apreciez orice fel de implicare în acest seminar, faptul că n-ai tăcut și nici n-ai spus o prostie, e în regulă, adică e o implicare și, na, la o adică, exercițiile astea de la ETI pe care le vedeți voi aici sunt subiecte posibile de examen, adică, ați văzut și la testele pe care le-ați dat. Cel puțin unul dintre exercițiile pe care le-ați avut a fost de boda prost, adică a fost ceva să iasă în 5 rânduri. Deci nu e, adică e o implicare pe care o apreciez. E ok, e în regulă. Da, bine, mulțumim, Elena, și pentru sinceritate. Deci, Paul, te rog. Da. Cred că se vede. Da. Voi prezenta exercițiul 6 de la pagina 52 de integrare curbilinii, care zice să se calculeze masa firului material gamma cu ecuațiile parametrice. Dacă funcția f reprezintă densitatea unui fir, atunci masa firului se calculează cu formula m de gamma este egală cu integrală pe gamma din f de x, f, y și z de s, care este mai departe conform definiției integrală de la 0 la 1 din f de x de t, y de t și z de t înmulțit cu radical din x derivat de t la pătrat plus y derivat de t la pătrat plus z derivat de t la pătrat. Înlocuiesc și avem integral de la 0 la 1 din integrală din radical din 2y de t înmulțit cu radical din 1 plus t pătrat plus t la pătrat de t. Y de t este t pătrat pe 2, se simplifică și avem integrala de la 0 la 1 din radical din t pătrat pe lângă 1 plus t pătrat plus t la pătrat. Scot un t în față și din t subradical formez un pătrat perfect. T la 2 plus 1 pe 2 totul la pătrat plus 3 pe 4. T pătrat plus 1 pe 2 notez cu 1, derivez și avem că 2T de T este du. Pentru T egal cu 0 avem U egal cu 1 pe 2, iar pentru T egal cu 1 avem U egal cu 3 pe 2. Înlocuim în formula inițială și avem că M de gamma este integrală de la 1 pe 2 la 3 pe 2 din 1 pe 2 radical din U pătrat plus 3 pe 4 du. Amplific cu radicalul și despart în două integrale. Pe prima
plătesc un FU și rezultă că e derivat este 1. Iar G derivat este U supraradicat de 1 pătrat plus 3 pe 4, care rezultă că G este radicat din 1 pătrat plus 3 pe 4. Iar M de gamma este 1 pe 2 U radicat din 1 pătrat plus 3 pe 4 de la 1 pe 2 la 3 pe 2 minus 1 pe 2 integral de la 1 pe 2 la 3 pe 2 din radicat din 1 pătrat plus 3 pe 4 de T plus 3 pe 8 integral de la 1 la 2 de la 1 pe 2 de la până la 3 pe 2 din 1 supraradicat din 1 pătrat plus 3 pe 4 de U. Da, e ok, e ok. Arată-ne rezultatul final. A doua integrală este M de gamma. Da. Îl trec pe M de gamma în partea stângă. Avem 2M de gamma și efectuând calculele rezultă da. Că M de gamma este 3 radicat din 3 plus 1 pe 8 plus celălalt. Da. Nu, te-am pus să sar la rezultat pentru că ce a rămas acolo nu e greu de calculat, dar mă interesează da. Ca rezultatul final să fie pozitiv, pentru că calculăm o masă și atunci e clar la tine că e pozitiv, dar voiam să facem această verificare, adică așa cum se întâmplă la are și volume, și aici, dacă îți dea negativ, nu era o greșeală de calcul, era o greșeală de matematică, dar e în regulă. Așa, mai departe. Și pot să prezint și eu un exercițiu de integrale improprii. Ok. De fapt este aici, e integral de la 0 de la 1 din x la p plus 1 pe lângă 1 minus x la m q la e minus, q minus 1 de x. Notez cu x la m pun y, de unde rezultă că x este y la 1 pe m, derivez și avem că dx este egal cu 1 pe m, y la 1 pe m minus 1 de y. Înlocuim în formula inițială și avem că integral de la 0 la 1 din y la 1 pe m, totul la puterea p plus 1, pe lângă 1 minus y la puterea q minus 1, înmulțit cu 1 pe m, y la 1 pe m minus 1. 1 pe m este în față și avem că integral de la 0 la 1 din y la p plus 1 pe m, plus 1 pe m de aici, minus 1, pe lângă 1 minus y la q minus 1 de y, care este 1 pe m integral de la 0 la 1 din p plus 2 pe m minus 1, pe lângă 1 minus y la q minus 1 de y, care este 1 pe m și observăm că aceasta este formula pentru beta și avem că este beta de p plus 2 pe m și q. Stai așa, ăla din față e y la puterea aia. Că e primul termen. Ah, da, trebuia y aici. Da, că altfel e o constantă și nu-ți dă, nu e formula pentru beta. Acolo unde ești tu cu mouse e y la puterea aia. Da, uh-huh. Am uitat să scriu. Da. Da, e ok. Și aici se vede, spre deosebire de exercițiul Elenei, se vede că nu avem ce să modificăm pentru că sunt trei necunoscute care apăreau la început, au apărut și la sfârșit. Deci, aici dacă încercăm să facem cu o formulă de conversie sau ceva, nu ne dă că nu știm cine sunt MP și Q. Deci, e calculul final, este ce ne arăți tu aici. Da, ok, bine, mulțumim. Ne mutăm la... Hai să știm dacă am încheiat acest capitol. Mai sunt întrebări, comentarii de matematică, eventual privitoare la examen sau la ce am discutat astăzi sau ceva altceva anume? Dacă am sub 15 puncte în testul de la derivate, nu se poate reta, nu? Nu. Înțeleg. Nu, pentru că oricum nu contează cât ai luat procentual, că, repet, la sfârșit ai sumă, atât. Înțelegi? Deci, nota finală este sumă, nu trebuie să iei peste 50% la fiecare dintre teste. Eu am înțeles chestia asta, însă e puțin dezamăgitor și de asta zic că am gafat rău la testul ăla. Da, am înțeles. Ghinion, ce să zic. Nu, glumesc, ai posibilitatea să te ridici cu examenul, dar nu se redă. Sau cel puțin din ce știu eu, toate deciziile administrative, cuvântul final este la domnul profesor Olteanu, dar din ce știu eu nu se redă nimic. Alte întrebări, comentarii? Dacă totuși am întrebat despre al doilea test, putem să știm și noi aproximativ când primim notele? Miercuri.
Adică cel târziu miercuri, în sensul că am discutat cu domnul profesor și mi-a cerut să închei situația până la ultima întâlnire pe care o are cu voi, anume miercuri, aveți curs, nu? Da. Așa, deci eu aproape am terminat cu calculele însemnând seminar testul 1, testul 2 și o să le transmit astăzi sau mâine și apoi dumnealui ori vi le dă la curs, ori dacă este de acord o să le postez eu pe Moodle cel târziu miercuri. A, bine, mulțumim mult. Plăcere. Altă întrebare? Ok, ne mutăm la temele software. Mânuțele sus, vă rog, ca să știu cine are de prezentat. Ok, hai să o lăsăm pe Amalia. Prima, te rog. Ok, mai departe. Se vede? Se vede, deci tot la fel. Eu o să-mi închid microfonul, te las să-ți faci numărul. Dacă zici prostii, intervin. Dacă nu, vorbim la sfârșit. Ok. Eu mi-am ales să rezolv o problemă de extreme libere. La început am pus teoria, care e necesară pentru rezolvarea problemei. Am început prin a importa librăriile pentru codul pe care l-am scris mai departe. Mai întâi am definit funcția. Aceasta este funcția pe care o să folosesc. Am calculat derivatele parțiale. Le-am egalat cu 0 și am aflat x în funcție de y. Apoi am înlocuit în derivata parțială în funcție de x și rezolvând ecuația obținem valorile lui y și apoi valorile lui x. Astfel am obținut aceste puncte critice și am calculat derivatele parțiale de ordinul 2 pe care le-am pus în matricea hessiană. Am rezolvat pentru punctul A pas cu pas și am calculat polinomul caracteristic, am egalat cu 0 și am aflat valorile proprii. Și produsul lor este mai mic decât 0, deci A nu este punct de extrem. Aici am scris, am pus condițiile din teorie, le-am transcris în cod, ca să verifice singur dacă este de extrem, de minim sau de maxim, sau dacă nu poate fi determinat în natură. Pentru următoarele trei puncte le-am scris un for, care să calculeze automat punctele rămase. Am încercat cât am putut să-l fac să meargă pentru orice funcție, dar încă n-am apucat să verific, probabil că mai are de nevoie de mici modificări. Și am obținut că B de coordonate minus 2 minus 1 e punct de maxim, C de coordonate 2, 1 e punct de minim și D nu este punct de extrem. Am aflat și valorile de extrem care îmi trebuie la reprezentarea grafică. Și aici este codul pentru reprezentarea grafică, pentru grafic. Și asta am obținut. Aici sunt puncte. Asta este de maxim. Și asta este de minim. Și cam atât. Ok. Colegii, întrebări, comentarii? Am eu o întrebare. Dă-i, te rog, în zona aia unde ai calculat matricea hessiană. Aici? Da, da. Așa. Deci tu ai... Nu-mi dau seama dacă rezultatele astea pe care le-ai scris nu sunt output-ul codului de mai sus. Alea le-ai scris tu. HF6. Nu, dar știu că ăsta este output-ul pentru că m-am uitat înainte. Știu, te cred. Nu e vorba că nu te cred. E vorba că aș fi preferat să le lași în varianta pe care o dă programul. Eu sunt de acord că varianta pe care ai scris-o tu e mult mai prezentabilă din punct de vedere vizual, pentru că ai scris tu codul. Da, sunt perfect de acord, dar pentru cine încearcă să folosească, să zicem, aceste comenzi, o să vadă, uite, domnule, chiar calculează, știi, adică putem să vedem și sunt opțiuni de
de Jupyter și de Python care îți permit afișarea cât de cât așa matematizată. Deci nu cum le scrii tu de mână, dar cât de cât. De exemplu, cred că data trecută ne-a arătat unul dintre colegii tăi că matricea hesiană se poate afișa foarte frumos aproape ca o matrice normală. Deci, da, e regulă. Că... Doar asta vreau să spun. Și al doilea lucru, dă-te rog la grafic. Așa. De curiozitate, doar de curiozitate, ai te ajutat sau ai făcut împreună cu Daria Stănescu, cred, de la 311? Nu. Ok. Întreb de curiozitate pentru că și dacă te-a ajutat, era foarte bine, adică nu mă înțelege greșit. Și Daria s-a gândit la a folosi graficul ăsta care practic este un fel de heat map, pentru că el are un avantaj foarte mare. Întâi de toate, cred că și graficul tău este interactiv, nu? Că am văzut că l-a pus într-un... Așa, deci se poate interacționa cu el. Avantajul, dacă faceți așa cu heatmap, este că putem să vizualizăm minimele și maximele pe baza culorilor. Adică, cum ne-a explicat Daria, de acolo unde vezi albastru închis, ne îndreptăm către un minim, unde vezi roșu închis, ne îndreptăm către un maxim. Sigur că depinde și de vecinătăți. Punctele pe care le-ai obținut tu nu sunt intens colorate, dar ele sunt minim și maxim din cauza vecinătăților. Și ce se mai poate vedea pe acest heatmap este că dacă o zonă este aproape desaturată, adică arată-ne, te rog, o vizualizare de sus a graficului tău. Nu se văd punctele. Nu contează, nu contează. Deci, așa, deci dacă folosim o vizualizare de sus de felul acesta, zonele care sunt aproape desaturate, adică aproape de alb, acelea sunt puncte care nu sunt de extrem. Adică, dacă, de exemplu, dacă luai o funcție care avea și un punct SHA, acel punct SHA era cu siguranță localizat într-o zonă care era aproape albă. Înțelegi că nu era nici minim, nici maxim, deci nici albastru, nici roșu. Asta e... Adică mie mi s-a părut o idee foarte bună a colegii voastre și pe care ai folosit-o și tu, pentru că în felul acesta ne putem ajuta și de aceste coduri de culoare, să spun așa. Da. Ok. E un proiect foarte bun. Adică simplu și la obiect, ca să spun așa. Nu am alte comentarii nici pozitive, nici negative. E în regulă. Colegii, mai aveți ceva de adăugat? Aș vrea eu de curiozitate să văd cum anume se schimbă graficul atunci când folosim rotițele alea. Care rotițe? Astea de la grafic, dacă dai puțin mai sus. Pentru minim și maxim. Nu, astea sunt doar, este legendă. Asta de aici. Punctul albastru de minim, punctul roșu de maxim. Ah, ok. Tu ce credeai că se afișează Felicia? Ce ai fi vrut să vezi? Credeam că se schimbă funcția și urcă punctul de maxim sau coboară punctul de minim. Ah, am înțeles. Da, da. Nu, le-a pus ca legendă și e adevărat că e un pic, adică arată ca un slider și mai ales că liniile acelea care trec prin puncte nu sunt relevante aici pentru că linii albastre și verzi nu apar pe desenul tău. Deci era suficient amalia să lași bulinuță. Deci am cum să le scot de acolo. Așa s-au prezentat. Am înțeles. Da. Deci dacă era bulinuță, nu mai întreba nici Felicia și era și reprezentativ pentru grafic. Ok, da. Mai sunt alte întrebări, comentarii? Aș avea o întrebare. Da. Cum ai făcut să îți randezi așa să poți să protejezi? Cum o să se vadă în proiectul meu, am reușit doar cu pop-up să fac chestia. Am pus linia asta, MacBook Notebook, și asta îl face să se știe. Ok. Da, într-adevăr, am văzut că nu toți ați făcut, adică se și vede când mergi la blocul de grafic, se vede că și arată diferit ca ceva standalone, nu e ca celelalte blocuri din punct de vedere vizual. Și atunci... Da, deci asta figura, cum a plasat-o, deci se vede că e ceva separat. Da. Uh-huh. Da. Mai sunt alte întrebări, comentarii? Ok, mulțumim, Amalia. Mulțumesc. Petruț, poftim. Se vede? Da.
Eu am făcut integrală dublă cu definire de domeniu. Pentru domeniul x, y aparține la r pătrat, y egal x pătrat, x egal y pătrat. Am scris câteva chestii despre Jupyter Notebook. Aici am importat librăriile și le-am reprezentat ecuațiile pe rând. Pentru parabola y egal cu x pătrat avem graficul ăsta. Și pentru parabola x egal cu y pătrat am făcut-o ca două ecuații, y egal cu radical din x și y egal cu minus radical din x. Și apoi am intersectat cele două grafice și ne dă graficul ăsta. Reprezentăm domeniul dat ca domeniu intergrafic, un dreptunghi generalizat, pentru a putea determina intervalele de apartenență ale lui x și y. Și avem x aparține 0, 1, y aparține x pătrat radical din x. Am construit integrala pentru o funcție x plus y și prima dată am rezolvat-o simbolic și mi-a dat asta. Și apoi numeric mi-a dat 3 pe 10. Și am scris și bibliografie. Și atât. Da. Ok. Colegii, întrebări, comentarii? Uite, Petru, îți recomand să vorbești cu Andres Belu, cred că îl cheamă, de la 311, care a avut aceeași temă și a avut o abordare foarte interesantă în ce privește graficul. Adică eu la tine n-aș putea să comentez că n-ai făcut grafic, ai făcut, dar ai reprezentat domeniul și Andres a explicat modul în care poate fi vizualizată inclusiv funcția, ca să vezi că atunci când calculezi această integrală dublă, este de fapt un volum și el a făcut-o inclusiv descompusă în niște din astea paralelipipede generalizate, adică el practic a explicat modul în care se calculează integrala dublă, urmând exemplul integralelor Riemann din clasa 12-a. Și mi s-a părut că a dat foarte multe detalii și inclusiv la partea vizuală s-a descurcat excelent. Deci, proiectul tău e ok, cam simplist un pic, dar e ok. Adică ai acoperit punctele esențiale. Dacă ești curios de mai multe detalii, recomand să-l întrebi pe Andres. Da. Mai sunt alte întrebări, comentarii de ce ne-a arătat colegul vostru? Ok, poftim Vlad, mulțumim Petruț. Se vede, da? Da. Eu am ales să fac proiectul despre funcții de mai multe variabile, în genere, adică funcții de pe Rn pe R, și căutăm să realizăm grafice și să calculăm gradiente, divergențe și rotări și să găsim interpretarea grafică a acestor concepte. În prima parte urmărim două exemple, una polinomială, sau mă rog, aproape polinomială, x la a treia plus y la a treia minus 6 xy, și pe ea voi discuta în principiu, pentru că e mai ușor de calculat pe ea, deoarece n-are funcții trigonometrice, o să vedem că alea prezintă o problemă. Și a doua este sin x or cos y, care are, am ales-o pentru că are un grafic destul de interesant, în opinia mea. Reprezentarea grafică se face pur numeric, folosim funcțiile NumPy pentru calcule și Matplotlib pentru afișarea efectivă. Ne alegem un domeniu pe care să reprezentăm, de exemplu, de la x aparține lui minus 6, 6 și y aparține lui minus 6, 6. Luăm vectori pentru care se reprezintă numere, de exemplu, 4 numere de la minus 6 la 6 pentru x și y și folosim funcția MeshGrid care creează pentru fiecare coordonată carteziană un grid care prezintă, de exemplu, la 0, 0 avem x egal cu minus 6, y egal cu minus 6 și la fel pentru fiecare punct. Vedeți că aici se schimbă numai pe coloane și aici se, pardon, aici se schimbă numai pe rânduri, rămâne constant pe coloane și aici se schimbă pe coloane. Și
Putem pur și simplu să definim funcția operatorii Python și dacă trimitem aceste două sau dacă o apelăm folosind aceste două griduri, o să primim un alt grid care prezintă valorile funcției în acele puncte și putem folosi matplotlib ca să afișăm graficul funcției folosind aceste trei informații. Și, de asemenea, putem să afișăm un grafic bidimensional, un heatmap, care o să ne ajute mai târziu, când o să facem gradiente, pentru că le voi afișa tot bidimensional. Și aici, unde culoarea tinde spre galben, sunt punctele de maxim ale funcției, sau, mă rog, punctele în care are valoare mare funcția. Albastru reprezintă punctele în care are o valoare foarte mică funcția și verde sunt punctele care sunt aproape de zero. Și am făcut exact același lucru și pentru G. Vedeți că are multe dealuri și voi. Și așa arată și heatmap-ul. Bun, gradientul. Gradientul pentru funcții bidimensionale reprezintă vectorul asta, cu derivatele parțiale în x și y pe care le vom folosi folosind care le vom calcula folosind libreria SymPy. Am definit simbolurile x, y și am folosit clasa derivate și derivate.doit care calculează efectiv simbolic derivatele și atât în x cât și în y și asta este practic gradientul. Gradientul ăsta definește și un câmp vectorial pe care îl voi reprezenta grafic. Pur și simplu asociem primului element din vector, îl înmulțim cu versorul pe axa x, pe axa x cu y și pe celălalt cu versorul pe axa y cu j. Și aici întâmpinăm o problemă pentru că, ok, avem valorile astea simbolice, dar ca să afișăm grafic ne trebuie valori numerice, ne trebuie funcții numerice pe care să le folosim în NumPy. Și libreria SymPy oferă funcția lambify, lambify care, care transformă, vă dați seama, o să rezolv mai încolo. Dă-i din meniu de sus, de la file sau edit, aia undo pe acolo. Uite, încercam pe tastatura. Aha, apăsăm pe control din greșeală. Da. Tastatura mea nu e iluminată, nu contează. Încă un control Z. Control Z, așa. Așa, am refăcut. Care te transformă în funcții numerice și vedeți că pot să dau să-mi calculeze până 1, 1 și îmi returnează un vector minus 3, minus 3 care dacă calculăm atâta și dă. Și ca să afișăm spațiul ăsta, câmpul vectorial, folosim funcția quiver care ne afișează așa. Bun. Și fac același lucru și pentru G, mă rog, și arată așa, vedeți că intră iese din, când ne întoarcem aici la cum arăta pe heatmap, iese din locurile înalte și intră în locurile joase vectorii. Divergența pentru câmpuri bidimensionale este, de fapt, același lucru cu indicatorul Laplace. Am mai menționat asta în document. Și reprezintă... Stai, nu e adevărat, nu e adevărat. Nu? Păi nu, sunt derivatele de ordinul 3, adică divergența e... Da, cum... pentru câmpul gradientului, vreau să zic. Ah, ok, pentru câmpul gradientului, pentru că da. Gradientul deja a calculat prima derivată și când faci divergența, practic, o obții pe a doua. Da, asta am făcut, am
făcut divergența pe câmpurile de gradienți, că aveam deja câmpuri vectoriale. Așa da, dar divergența pe un câmp vectorial oarecare nu e tot aia cu operatorul Laplace, da, bineînțeles. Evident, da, am spus greșit, probabil. Da, ok. Și acum, dacă tot am intervenit, îmi stă pe creier. Simbolul ăla de derivată parțială nu e delta, este backslash partial. Că, da? Da. Poți să încerci, da. Deci iau un bloc și modifică-l, da, da. E partial, partial. Da, și lasă-l doar acolo și rulează și o să vezi. Deci... Nu, e ok, doar că există persoane care fac asta inclusiv de mână și aia mă deranjează și mai tare. Adică să nu știi în latex e o treabă, dar să nu înțelegi de mână că nu-i tot aia cu delta mic e o altă problemă. Bun, gata, continuă. Da, și am făcut, am calculat simbolic, mă rog, și am afișat folosind un heat map. Și vedem că în punctele, dacă ne uităm pe câmpul vectorial, în punctele în care divergența este mică, practic intră mai, se vorbim ca să spun așa, intră mai mulți vectori în punctul respectiv decât el, sau vectorii care intră sunt mai mari. Se compresează câmpul, dacă am vorbit de un câmp magnetic sau de așa altă. Așa, și am făcut același lucru și pentru G, și forma este tot aceeași. Rotor, pentru rotor nu ne mai putem lega de gradient, de câmpurile de gradient, pentru că rotoarele lor o să fie nule, și am definit, ca să fac un caz mai general, am definit un câmp vectorial tridimensional cu trei funcții din R3 în R, x la 3 plus y la 3, y pătea și minus 2y minus y. Ca să reprezentăm grafic, facem dacă cum am făcut până acum, folosind quiver tridimensional, și aici spuneam că n-am găsit ce a făcut Amalia, pentru că am găsit ce am făcut în alt notebook, pentru că setarea asta este globală și vreau ca restul de grafice să-mi rămână acolo. Așa avem un pop-up pe care și putem roti, cum arată. Adică am mai calculat odată divergența ca să avem și pe asta pentru câmpul ăsta de 3x pătrat. Și aici am întâmpinat o mică dificultate, pentru că practic avem de reprezentat o funcție cu un domeniu tridimensional și un codomeniu unidimensional, adică avem 4 dimensiuni. Și cum am făcut-o este, am desenat din nou același câmp vectorial și în punctele în care de originea vectorilor am pus o bulinuță roșie care, în locuri unde funcția are valori mari, este complet colorat, și în punctele în care are valori mici este transparentă sau aproape transparentă. Se vede că avem 3x pătrat, pe y și pe z nu se schimbă și e pur și simplu o parabolă aproape. Așa. Rotorul este nambla acela produs vectorial cu câmpul nostru. Ca să îl calculăm simbolic, mai întâi desfacem determinantul, pentru că nu cred că simpai știe determinanța, nu cred că știe determinanța cu derivatele acestea nefăcute, practic. Și desfacem în funcție de cele trei funcții, calculăm derivatele care ne trebuie și aflăm valoarea rotorului, care este tot în câmp vectorial, care poate fi interpretat, de exemplu, ca dacă am vorbit de primul câmp ar descrie mișcarea unui fluid într-un spațiu, atunci rotorul câmpului descrie ce moment ar avea un obiect care se rotește sub influența câmpului. Adică dacă am pune un corp, o bilă, de exemplu, la aici, la punctul de 1, 1, 1 în acest câmp, atunci la punctul de 1, 1, 1 în câmpul respectiv, ea s-ar roti sub influența acestui moment, practic. S-ar roti
pe această axă. Mă rog. Sper că s-a înțeles cât de cu. Și cam atât am avut eu de prezentat. Ok. Colegii, întrebări, comentarii? Stai, nu închide. Ah, nu, da. Trebuie să-ți confrunți fanii și criticii. Da, deci colegii, întrebări, comentarii? Da, m-am gândit și eu la tema voastră că și voi ați desenat câmpul ăla vectorial și Vlad l-a dus la nivelul următor, ca să zic așa, Robert. Da, am făcut super multe chestii. Da. Și el a interpretat mișto și din punct de vedere grafic și teoretic. Da. Dar cu asta sunt de acord. Deci eu îmi păstrez comentariile la sfârșit. Altcineva? Ok, atunci mai comentez eu. Tot te întreb de curiozitate. Nici tu nu ai vorbit sau nu te-ai ajutat cu Daria Stănescu? Nu. Nu, ok. Nu, deci, încă o dată, nu mă înțelegeți greșit. Eu aș fi vrut să răspundeți da, pentru că asta ar însemna că există colaborare, că vă ajutați, că faceți chestii împreună și așa mai departe, ceea ce întâlnesc destul de rar. Deci nu vreau să zic că ești că ai copiat sau ceva. Doamne ferește, din potrivă. M-aș fi bucurat să aflu că ați colaborat, pentru că înseamnă că vă puneți mintea la contribuție împreună și este ceva frumos. Te întreb pentru că funcția sin de x plus cos de y a ales-o și ea din același motiv, că arată frumos cu minimele și maximele alea. Tema ei a fost exact asta, de extreme. Și na, exact cum ai arătat tu heatmap-ul ăsta, dar ea a făcut cu gradientul acela de la roșu la albastru, cum ne-a arătat Amalia mai devreme. Atunci se vedea foarte clar ce la tine e galben și albastru, aia era roșu și albastru. Deci, na, e că... Na, o întrebare de curiozitate. Da. Acum, alt comentariu, cum a zis și Robert, într-adevăr, te-ai ocupat foarte bine de partea vizuală și ai și explicat, ai luat în considerare inclusiv rezultate matematice care arată interacțiunea între acești operatori vectoriali. Am văzut că ai luat acolo ai dat o citare pentru un... rezultat că rotorul divergenței sau gradientul divergenței, ceva de genul ăsta, că nu se poate calcula când e de zero. Rotorul gradientului, da. Da, deci te-ai preocupat, asta chiar apreciez și ai insistat destul de bine și pe partea vizuală. Aceste heatmaps, chiar și în varianta 2D, sunt extrem de binevenite. Adică faptul că ne-ai arătat și acele pop-up-uri în Qt e și mai bine, dar vreau să zic că și dacă rămânea așa cu aceste heatmaps tot era suficient de clar. În felul ăsta, practic ai completat foarte bine ce vă spuneam eu când am început capitolul de analiză multidimensională și încercam să vă explic gradientul din Photoshop, ce legătură are cu gradientul din matematică. Deci aici la tine se vede exact când ai făcut săgețelele alea și ne-ai arătat apoi și pe harta de culoare, exact ce am explicat eu și cred că a picat foarte bine. Adică, din punctul ăsta de vedere, eu sunt foarte mulțumit. Documentația e foarte bună, am văzut că te-ai preocupat și să scrii cu simbolurile corect în LaTeX și toate celelalte, ai și o mică bibliografie, deci e un proiect foarte bun. Din punctul meu de vedere, e un proiect foarte bun. Ok. Adresez rugămintea tuturor celor care ați prezentat astăzi și data trecută, dacă vreți să-mi trimiteți sursa, m-aș bucura, sau dacă vorbiți și cu 311 să faceți un shared folder și le puneți pe toate acolo ca să le aibă toată lumea, că data trecută, țineți minte că v-a cerut și Marian sursele, deci, mă rog, mi-ar plăcea să le am și eu, pentru că sunt niște lucrări foarte bune și dacă vreți, evident, nu vă pot obliga. Da, o să schimb delta-urile și le trimit. da, asta e o idee foarte bună. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Vlad. Mai sunt alte întrebări, comentarii?
Ok, atunci închei în următoarele observații. Prima observație, dacă cineva dintre voi este interesat de, să zicem așa, niște mini-proiecte în stilul acesta care să combine matematica cu programarea și scopul principal să fie educațional, deci nu o să fie neapărat foarte avansat nici din punct de vedere matematic, dar nici din punctul de vedere al codului, cel puțin în prima fază, și scopul va fi în principal didactic. Deci dacă vă interesează chestia asta complet separat de ce se întâmplă la școală, deci nu e temă, nu primiți notă, nu primiți bani, nu primiți nimic. Pur și simplu sunt niște teme educaționale care cred că ar folosi multora, așa cum cred că folosesc și materialele pe care le-am făcut împreună pe parcursul acestui semestru. Deci dacă cineva este interesat de așa ceva, vă rog să-mi scrieți un e-mail și putem să discutăm detalii. Nu există timp limită sau ceva, deci sunt pur și simplu niște idei și proiecte pe care aș vrea să le dezvolt și dacă cineva este interesat să colaborăm, aș fi bucuros. Al doilea lucru, vă amintesc de feedback-ul, cum v-am spus și data trecută, privitor la formularul de pe Moodle, dar și feedback-ul de transmis direct, dacă vreți să o faceți. Și al treilea lucru, na, bineînțeles, succes la examen și ne vedem atunci. Deci, din partea mea, eu mi-am încheiat filmul aici. Mulțumesc pentru toată participarea pe parcursul semestrului. Și dacă nu mai aveți altceva de adăugat, din partea mea ne revedem la examen. Aș avea eu o întrebare. Te rog. Va fi posibil înainte de examen să avem o consultație cu dumneavoastră sau cu domnul Deanu? Amintește când aveți examenul? Pe 9. Pe 9... De domnul Oltean, evident că nu știu să spun, pentru că dumnealui decide, evident. În ce mă privește pe mine, în prima săptămână de sesiune e destul de înghesuită, dar haideți să facem așa. Încercați să învățați cât puteți voi de bine până pe 4-5 februarie, ceva de genul ăsta. Nu lăsați pe ultima 100 de metri, pentru că dacă încercați să învățați pe 8 sau pe 7 și după aia încerceți consultație că n-ați învățat, asta nu e ok. Adică încercați să fiți responsabili. Deci încercați să învățați cât puteți voi de bine până pe data, să spunem, de 4-5. Dacă nu merge și nu merge și neapărat e nevoie de consultație, vă rog scrieți-mi un e-mail și în același timp în e-mail să-mi scrieți și capitolele sau tipurile de exerciții asupra cărora ați avea întrebări. Deci adunați-le de la ambele grupe și ziceți, s-au strâns întrebări din capitolele astea sau sunt exercițiile astea pe care aș vrea să le discutăm. Și dacă îmi permite timpul, o să o facem. Nu pot să promit în momentul ăsta, doar că o să încerc, așa cum v-am spus adineori. Da, am întrebat dacă eventual ar fi posibil. Mulțumim. Da, teoretic e posibil, normal, dar trebuie să-mi permite și timpul, pentru că în prima săptămână am cam multe examene și în varianta asta online, examenele, cel puțin unele pe care le fac la electronică, se cam întind pe 2 zile. Nu e cazul la voi, cred, dar celelalte se întind pe 2 zile, că se dă și oral și de asta sunt un pic mai aglomerat decât... Că dacă erau examene față în față, ai predat lucrarea, ți-am corectat-o, ți-am dat nota, la revedere, știi? Și în 4-5 ore cu tot cu examen se termina, dar așa se cam lungește treaba. Bine, mulțumim în orice caz. Da, cu plăcere. Deci reveniți, cum ziceam, după data de 4-5 și îmi spuneți cam care ar fi problemele. Alte întrebări? Comentarii? Aș mai avea o întrebare. M-am uitat pe YouTube și nu există lecția de integrale triple sau, nu știu, azi nu știu dacă am făcut neapărat integrale de suprafață de speța a doua și mă gândeam dacă aș putea să le urcați cumva pe YouTube dacă aveți de la cealaltă subgrupă, 311. Păi stai așa, integrale triple sunt la lecția la care am făcut și integrale duble și am calculat volumul acolo? Nu, la noi se termină cu integrale duble acolo. La voi... Da, lecția aia se termina cu integrale duble. Am pus un videoclip pe YouTube cu funcțiile beta și gamma și se termină cu integrale duble.
Ah. Cu același și după sare direct la integrale de curvilinii. Ah, ok, ok. Dacă mi-a scăpat de la... Deci înregistrarea de la voi nu am. Dacă aș fi avut, aș fi putut-o. Aș fi pus-o. Dar o găsiți în playlist-ul de la electronică. Pentru că acolo am făcut o lecție doar de integrale duble și triple, în care am rezolvat o oră duble, o oră triple. Am înțeles. De asta vreau să vă spun, nu vă acuzat. Ah, nu. Nu-i fost vorba de acuzat. E vorba că nu am. Adică dacă nu le-am urcat, înseamnă că nu am. Și înseamnă că mi-a scăpat detaliile astea. Dar, repet, găsiți în playlist-ul de la electronică. Aveți chiar și la curs acolo. Adică ați văzut că doamna profesoară Purtan mi-a dat permisiunea să-i urc și cursurile. Deci, da. Iar integrarea de suprafață de speța a doua, asta n-am făcut data trecută? Nu, am făcut proiectele și am prezentat proiectele și am făcut integrale de suprafață de speța întâi. Ok, atunci aveți la grupa cealaltă garantat. Sigur, sigur. Am făcut cu vector tangenți și toate cele. Am înțeles. Eu așa îmi amintesc, adică nu cred că am sărit chiar chestia asta. Altă întrebare? Nu știu, dacă greșesc eu, ar putea să spună colegi. Nu. Dacă... Așa, nu, poate că n-am urcat pentru că ați văzut, eu făcând cu ambele grupe, urc înregistrarea care consider eu că a mers mai bine. Dar eu mi-aminteam că cel puțin de rezolvat am rezolvat. Dacă nu apare înregistrare, îmi pare rău, dar sunt făcute cu siguranță cu grupa cealaltă, cu toți pașii aceia, de făcut vector tangenți, de făcut iacobien și așa mai departe. Deci, varianta scris este 100%, dacă nu este în înregistrare, îmi cer scuze, dar sunt pași în varianta scrisă. Mulțumesc! Cu plăcere! Altă întrebare? Ok, dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci, cum spuneam, ne oprim aici, ne revedem la examen, o să aveți înregistrările și toate cele de la lecția de astăzi. Astăzi am înregistrat seminarul cu voi, deci ce am făcut astăzi o să găsiți în înregistrare și în varianta scrisă. În afară de Vlad Guțelea, care e în lucrare, cu toți ceilalți puteți să vă deconectați, ne revedem la examen, toate cele bune, la revedere! La revedere! La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.